Giurgiuvenii care dețin câini de companie și scola plimbare în parcuri riscă amenzi usturătoare dacă sunt prinși de cei de la poliția locală, chiar dacă maidanezii umblă nestingheriți. Sancțiunile se aplică în urma hotărârii numărul 6 a Consiliului Local din luna ianuarie a anului trecut. Hotărârea îi vizează pe cei ce își plimbă patrupedul în parcul elevilor Mihai Viteazu și alei, precum și pe cei care lasă animalul să-și facă nevoile direct pe trotuar, fără să strângă după acesta. 14 persoane au fost sancționate pentru aceste abateri în 2013. Valoarea amenzilor este cuprinsă între 200 și 800 de lei. O parte din amenzile aplicate ar fi putut fi evitate dacă în diferite zone ale orașului ar fi fost amenajate țarcuri speciale pentru nevoile câinilor cu stăpân, așa cum pot fi întâlnite în București, de exemplu. De aceeași părere este și doctorul veterinar Cătălin Funieru, care spune că orașul Giurgiu are nevoie de astfel de țarcuri. Pe atâta timp cât nu ai unde să-ți plimbi câinele, da? Nu ai cum să îi impui nicio amendă și eu cred că s-a înțeles chestia asta. Nu știu câte amenzi s-au dat în Giurgiu, sau, dar dacă vrei să dai amenzi, întâi trebuie să să acorzi niște spații pentru câinii respectivi sau în parcurile respective să fie locuri în care poți să-ți plimbi câinele. Proprietarii de câini salută această inițiativă și spun că cei ce vor fi prinși pe picior greșit odată cu amenajarea locurilor speciale nu mai au nicio scuză. Ar fi o idee bună ca primăria să amenajeze un loc special pentru câinii cu stăpân să-și facă nevoile în parcuri? Chiar ar fi, domnișoară. Chiar ar fi nevoie de așa ceva. Credeți că atunci ar fi îndreptățit să le mai dea amenzi celor care îi găsesc totuși cu câinele de lesă pe stradă? Nu știu ce să zic. Fiecare iese și face ceea ce crede. Da, mamă, câinii cu stăpân să le facă, da, amenajat, ca să nu se ducă câinii să facă pe oriunde, să plimbă copilașii. Da, ar fi o idee foarte bună. Atunci ar fi îndreptățit să-i amendeze pe cei care îi prind cu câinele afară? Normal. Ar fi bine. Dacă ar amenaja. Odată cu amenajarea țarcurilor, numărul amenzilor acordate de polițiști locali ar trebui practic să scadă, nemai vorbind despre ecosistem. În situația în care municipalitatea ar găsi o soluție pentru amenajarea acestor locuri pentru patrupede, iar giurgiuvenii își vor lăsa animalele să își facă nevoile oriunde în afara locurilor special amenajate, aceștia să fie buni de plată.